Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Discutăm despre ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale pe 16 noiembrie, atunci când Klaus Iohannis a câștigat, și discutăm în special despre un lucru pe care cei din PSD practic l-au găsit ca o explicație. Internetul ar fi fost motivul pentru care a intervenit această surpriză pentru mai toată lumea, inclusiv pentru ei, inclusiv pentru cei din Alianța Creștin-Liberală. Discutăm împreună cu Marc Bucuci, profesor la Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei din Iași. Bună seara! Bună seara! Ați revenit la Vocile Iași. Bine v-am regăsit! Se vorbea și până acum foarte des de faptul că trebuie utilizat internetul, rețelele de socializare trebuie utilizate cât mai bine pentru a comunica. Sunt noile mijloace, new media, prin care trebuie să comunicăm tot mai bine. Lucru care totuși avea ceva ineficiență până acum. Tot timpul se spunea că cei care se programează întâlniri pe Facebook, de exemplu, nu ajung să facă să strângă un număr mare în spațiul public atunci când se întâlnesc efectiv. Ei, lucrurile de data aceasta au stat altfel. Bine, a fost și cu totul altfel miza. De ce oare? Pentru că nici la turul întâi nu au fost chiar atât de mulți care să plece mobilizați de către internet. Nu au fost chiar așa de multă. La turul întâi nu au fost supărați pe Facebook și pe diaspora, de exemplu, cum a declarat Sebastian Ghiță. Partidul Facebook și Partidul Diaspora ne-au învins. Da, așa este. I-au învins utilizatorii, nu Partidul Facebook, pentru că nu Facebook-ul în sine a fost cel care a constituit o problemă pentru cei care, să spunem, au constituit centrul important de putere, major de putere în România până acum, ci utilizatorii. Care este explicația în legătură cu New Media? Acolo este o zonă mult mai liberă. Din fericire pentru noi, domnul Ghiță nu a reușit să cumpere Facebook-ul sau alte instrumente de comunicare online. Este o zonă mult mai liberă, chiar dacă în care credibilitatea... Se poate cenzura? Greu de închipuit, ar trebui un efort uriaș. Oricum, oamenii acolo se simt mult mai liberi, acolo credibilitatea este mult mai importantă decât în lumea reală. Nu ai niște zone de putere care să administreze și să impună o direcție. Acolo oamenii se simt mult mai liberi. O să vă spun că, nu e o zonă de exemplu, PSD-ul a utilizat internetul, inclusiv Facebook-ul, și au fost niște chestii foarte strane, s-ar putea să se lase cu plângeri penale. Deci au apărut, există niște proceduri, un fel de chestiuni care țin de zona hackerilor, niște proceduri prin care persoane publice, mai mult sau mai puțin importante, s-au trezit că dăduseră like paginii unuia dintre candidați, și anume Victor Ponta, și s-a stârnit o anumită vâlvă pe tema asta. Sper ca oamenii să-și ducă până la capăt demersurile, în sensul că ei s-au trezit că apăreau ca persoane care au dat like paginii domnului Victor Ponta, dar de fapt ei nu făcuseră așa ceva, și știu cazuri chiar din Iași. Sper ca cei oameni să meargă mai departe. Apoi avem, de ce vorbeam de utilizatori? Avem o nouă generație. Este și o schimbare de biologică, aș putea spune. Pentru prima dată s-a manifestat o categorie care până acum a stat inertă. Această generație are o mare reținere, de exemplu, față de televiziune. Dacă vă uitați la toate documentele programatice pe care le-aș putea numi așa, pe care le-au lansat, au foarte mare reținere față de televiziuni. Noi credem că le place Digi24. Poftim? Noi credem că le place Digi24. S-ar putea să le placă, dar ei au totuși o reținere față de televiziuni. De ce? Pentru că nu au suficientă credibilitate din punctul lor de vedere. Ei vor chiar un limbaj mai civilizat. Vor să nu mai avem amestecul între politic și linia editorială a unei televiziuni, ceea ce la Digi, de exemplu, nu se întâmplă. Este mai multă libertate, un ton mai civilizat și așa mai departe. Și pe de altă parte, ce mai este interesant, faptul că acești tineri nu au neapărat orientare ideologică. Ei pornesc și vor să reconstruiască țara pornind de la temelie. Stat de drept, dreptul la vot, lucruri fundamentale, pornind de la care după aceea fiecare se poate duce să opteze pentru o ideologie sau alta. Revin la acest lucru.
nu era valabil și în turul întâi? Nu era valabil și la alegerile europarlamentare? Ce s-a întâmplat? Eu aș spune în felul următor. Nu exista un climat propice pentru asemenea revoltă. Pentru mobilizare. Da, odată. Ei au manifestat maximă suspiciune față de toți actorii politici și va spune că și în momentul de față există un manifest programatic al celor care au protestat la Cluj și care au spus nu care pe cumva cei din PNL. Pe cei din dreapta din PNL, să nu credeți că este victoria voastră și că veți ajunge la putere așa cum vreți voi. Noi vom sancționa orice derapaj al vostru și indiferent că sunteți de stânga sau de dreapta, să nu cumva să credeți că a fost victoria voastră și că puteți face, că l-am dat jos pe Ponta ca să veniți voi și să comiteți voi abuzurile. Nu! Un document foarte dur și se pare că domnul Iohannis a luat în serios toate aceste afirmații. Dacă nu le va lua, va pierde sprijinul tuturor acestor tineri. Și ce este iarăși interesant, foarte mulți tineri din zona artistică. Deci foarte mulți tineri din zona artistică, din zona humanioarelor au sărit foarte puternic în sprijinul ideii de stat de drept, de dreptate. Și de ce spun asta? Nu este vorba de tineri care au făcut neapărat științe politice. Dar revenind la ideea despre care discutam, nu a existat un element de contrast care să facă posibilă manifestarea lor. Elementul acesta de contrast a fost Klaus Iohannis, nu prin persoana lui, ci prin valorile pe care le-a pus în joc. Demnitate, bun simț, politețe. A fost un om politic, eu nu știu dacă a făcut-o... Sper să nu vă supere că insist. Klaus Iohannis a fost și în turul întâi. Da, dar în turul al doilea ce s-a întâmplat? Au fost dezbaterile. Și eu vă spun, și pentru mine a fost foarte important. În momentul în care vezi separat puțin pe cei doi, puteai să fii captiv în continuare modelului conform căruia, domnule, Victor Ponta este uns cu toate ale fiile, este un personaj foarte bine adaptat la spațiul public românesc, iar celălalt, așa cum s-a spus, este un molâu care nu se descurcă. În momentul în care i-a văzut unul lângă altul și în momentul în care, a mai fost elementul cheie, au promis că vor face ceva pentru ca diaspora să voteze și nu au făcut absolut nimic, ba mai mult, a fost ca și cum au tras aproape frâna de mână. În momentul în care au fost, Klaus Iohannis a spus, mergem în Parlament cu partidele să eliminăm legea amnistierii și domnul Ponta a spus că nu. Revenim aici, vă întrerup mai puțin pentru că intrăm în legătură directă cu Lucian Ionel din Freiburg, este doctorand acolo, pentru a afla cum s-au desfășurat și cum a văzut el această zi de 16 noiembrie, ziua votului, atunci când foarte mulți români au stat la cozi infernale foarte, foarte multe ore și în același timp mulți de asemenea au rămas fără să voteze. Bună seara! Bună seara, vă salut din Freiburg. Mă bucur să fiu în direct. Sper că mă puteți auzi. Povestiți-ne pe scurt cum a decurs ziua din punctul dumneavoastră de vedere. Ziua de duminică, bănuiesc, la ea vă referiți. Exact, ziua alegerilor, ziua de duminică. Da. În ziua alegerilor am fost în Strasburg să aleg. M-am dus de dimineață cu o persoană care s-a oferit să transporte românii doritori să voteze și pe un forum pe internet, practic. Apropo, am înțeles că asta este tema discuției. Am fost nevoit să aștept 4 ore până să votez, până pe la ora 12:01 amiază. Și să constat apoi că cei care au venit la cele ore vor fi nevoiți să aștepte încă 5-6 ore. Iar cei care au venit după amiază, bineînțeles, nu au mai avut șansa să voteze. Am de asemenea mici în Freiburg. Eu sunt personal din Iași, am amici care sunt din București, loc care studiază aici și au fost în Stuttgart în ziua alegerilor și nu au reușit să voteze. Cam atât despre evenimente pe care de altfel le cunoașteți. Nu cred că e atât de necesar să le... redescriem oarecum. Ce v-a determinat să veniți la vot atât de mult, să spun, din ce ați vorbit și cu ceilalți, comparativ chiar cu turul întâi, când au fost mai puțini români din diaspora la vot? E o întrebare relevantă. A fost o revoltă, a fost o indignare față de
un mod de a face politică care s-a trădat prin atitudinea pe care a avut-o față de românii din diaspora, față de dreptul lor la vot. Dar nu cred că ăsta a fost motivul principal, ci această atitudine a guvernului a declanșat oarecum o revoltă față de întreg modul românesc dâmbovințean de a înțelege politica, impostura, spoiala, ipocrizia, încercarea de a manipula specifică unor metode care, în contextul actual, nu mai pot funcționa. Și sper că această nouă mișcare civică care s-a născut va reuși să facă clar politicii românești că e nevoie de o reformă a partidelor politice, o reformă de a modului de a comunica cu votanții. Este opinia dumneavoastră sau era împărtășită și de ceilalți cu care v-ați întâlnit? E opinia mea, cea pe care am descris-o. Bineînțeles că am descris-o acum într-un mod negativ. A fost și un argument pozitiv pentru un alt mod de a face politică. Nu? Klaus Iohannis a arătat o decență, virtutea bunului simț, virtutea canului, virtutea respectului, a onestității. L-am simțit jenat, stânjenit de propria onestitate oarecum. Opiniile au fost împărțite, dar fiecare dintre noi, dintre tineri, au avut, bineînțeles, anumite accente, ca să spun, ale argumentării. Da. Domnule Marc Bucuci, dacă doriți să adresați o întrebare, domnul profesor Marc Bucuci. Se adresează dacă doriți, lui, da, sigur. Cian Ionel. Sigur. Cum se uitați întâmplă că un filosof, pentru că domnul Ionel este în zona filozofiei, dintr-o dată s-a simțit nevoit să la intre cameră. În viața publică a cetății, domnule profesor, la cameră. Să se manifeste în spațiul public și să-și dea votul. Da. Vă mulțumesc de întrebare. Au fost două argumente. Primul este o simpatie pe care am avut-o față de protestele din țară, față de indignarea noi generații, cu care simpatiza de altfel și generația adultă. Nu am simțit că noi tinerii am rămas cumva izolați în tot acest proces. A fost o simpatie, a fost sentimentul sau intuiția că se poate naște un simț civic. Nu am putut sta deoparte. Asta a fost un prim argument. Un al doilea argument a fost sentimentul când ne aflăm într-un moment în care decidem asupra unui mod de a face politică în următorii ani. Vedeți că a face politică sună destul de învechit. O să-mi exprim altfel. De un mod de a implica, practic, societatea civilă în procesul politic. S-a încercat oarecum apolitizarea celor care vin din afara politicii. Nu? Ei nu s-ar pricepe la politică, deci nu aveau un cuvânt de spus. Dar ceea ce s-a întâmplat duminică a fost tocmai expresa, declarația faptului că ne privește pe toți și pe cei care nu facem parte direct din politică, din grupuri de interese, din mai știu ce, din această încruscrire a democrației și capitalismului nostru, dar că putem să avem un cuvânt, dar că putem să amendăm practic impostura și să propunem sau să ne declarăm simpatia pentru un alt mod de a trata treburile publice. Adică de a face politică, așa cum ați spus. Până la urmă despre acest lucru este vorba. Da. De modul în care este administrat, sunt administrate treburile publice și cum sunt consultați cetățenii. Lucian Ionel, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, da. Pentru povestirea lucrurilor care vi s-au întâmplat și celelalte opinii. A fost Lucian Ionel de la Universitatea din Freiburg, doctorand de la două universități, de fapt, din Germania, originar din Iași, cu povestea de la fața locului. Da, un om pe care face cinste României în afară, dar care pentru guvernul României nu contează. Este o cantitate neglijabilă. Ba chiar este necesar să-i se pune frână atunci când vrea să-și manifeste dreptul de a vota. Ei sunt eroi tăcuți acestor eveniment electoral pe care l-am trăit zilele acestea. Tinerii precum Lucian Ionel
au schimbat cursul istoriei, aș spune, până la un punct. Chiar eram într-o discuție cu cineva și spunea că alegerile acestea au fost pe contrasens, într-un fel, în raport cu ceea ce s-a întâmplat până acum. Am spus nu. Până acum am fost pe contrasens. Și acum am intrat pe autostradă. Intrăm pe sensul cel bun și mergem regulamentar din punctul meu de vedere și vedeți ce am sesizat. O insistență pe componenta etică. O insistență pe componenta aceasta a lucrurilor firești. Bun simț, demnitate, calm. Deci dintr-o dată ne-am trezit că resursele materiale, resursele de putere au fost învinse de lucrurile elementare, ca simbolul acela, periuța, au fost învinse de periuța de dinți ca în performance-ul inițiat de Mamira Jul, tot o româncă exact. Din Germania. La München. Da. Care s-au așezat la rând cu periuțele de dinți. Poate avem posibilitatea să discutăm și exact despre acest lucru. Vreau să întreb. Bun. Acest lucru nu se întâmplă prea brusc să se stingă, nu știu, la fel de brusc într-un fel? Această... Nu cred. Revoltă a bunului simț? Eu cred că această generație a prins poftă. De ce? A prins poftă de viață democratică, a prins poftă de votat. Ei cer alegeri anticipate. Poftă de corectitudine. Poftă de corectitudine, nu, dar vor să și o operaționalizeze. Nu vor numai să iasă în stradă. Dintr-o dată, generația aceasta a devenit foarte conștientă de puterea pe care o are. Adică acest lucru, credeți că se și poate repeta? Și nu vor să-l piardă. Da, în momentul în care vor apărea derapaje ale actualului guvern, ale viitorului guvern, ei vor ieși din nou în stradă și au niște puncte fixe, programatice, care pot fi sesizate foarte clar. Roșia Montană. Fracturare. Exact. Stat de drept. Parlament mai mic. Decența oamenilor politici. Au foarte multe puncte programatice care pot fi sesizate și eu cred că se vor nuanța și mai mult. Și nu vor. Avertismentul celor de la Cluj, eu cred că a fost suficient de clar pentru cine are urechi de auzit. Dacă nu vor să audă, e problema lor. Oricum, acești tineri, eu cred că în măsura în care vor avea șansa să iasă la vot sau va fi nevoie să iasă în stradă, vor ieși în stradă și nu se vor lăsa. Nu se vor lăsa pentru că e pentru prima dată. Gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat cu piața universității, care este în mare măsură cronica unui eșec spectaculos în cele din urmă, pentru că atunci toate resursele erau în mâna unui partid stat care controla totul cu o violență ieșită din comun. Da? A rămas cu modul, aceeași... Acum cu modul moștenit. Acum, dintr-o dată, am avut de-a face cu piața universității răspândită în toată țara, ba în toată Europa, și am câștigat. Și dacă guvernul nostru ne-a făcut de rușine în fața occidentalilor, gândiți-vă, este o rușine publică. Tu, ca și candidat la prezidențiale, să spui că în Germania nu se pot face alte secții de votare pentru că nu permite legea germană și să vină ministrul de externe să spună că ești un mincinos ca prim-ministru când spui asta și că, de exemplu, în cazul Turciei s-a putut face așa ceva și că statul german a oferit gratuit toată logistica. Deci, un stadion întreg. Păi ne-a făcut ca rușine, ne-a făcut de rușine ca și comunitate. Iar tinerii aceștia ne-au spălat de toată rușinea. Occidentalii au rămas mai mult decât impresionați de ce s-a întâmplat și știți ce s-a ne pun în contrapondere, știți cu cine? Cu Ungaria. Spre deosebire de Ungaria, care o ia într-o direcție xenofobă, naționalistă, România a făcut un lucru care e mai mult decât straniu. A ales un președinte dintr-o minoritate etnică, dintr-o minoritate religioasă. De ce? Pentru că omul ăsta are niște virtuți care țin de zona bunului simț, de zona eticii. Revenim la acest lucru. Vorbeați despre votul periuțelor de dinți. Mamira Jule intră în dialog cu noi prin telefon. Bună seara! Bună seara! Aș vrea să ne povestiți cum v-a venit această idee cu așezatul la rând cu o seară înainte. V-ați luat și periuțele de dinți. Un lucru care a devenit viral, așa cum se spune acum, pe internet. Da, să încerc să vă povestesc. A fost în felul următor. Ne-am întâlnit niște prieteni cu câteva, de fapt cu
câteva zile după primul tur de vot și ne-am gândit cum să facem să meargă mai bine votul de care va urma să fie în două săptămâni. Aveați deja experiența din turul întâi și voiați să lucrurile să fie mult mai bune în turul al doilea. Da. Și ne-am dat seama că orice am face, încercăm să, nu știu, să organizăm mai bine cozile, încercăm să aducem ceaiuri pentru oameni. Tot nu ține de noi până la urmă, că toți acei zeci de mii de oameni să apuce să voteze. Și nu știu cum mi-a venit ideea așa din senin că ce-ar fi să stau de sâmbătă acolo și dacă vrea cineva să stea cu mine. Căci altfel eu nu pot să-mi garantez mie siguranța că voi apuca să-mi depun votul. Cât timp a stat la rând? Ați așteptat practic deschiderea secției? Da, păi a fost de sâmbătă după masa, de pe la ora 4 și jumătate ne-am întâlnit în fața consulatului pentru acțiunea periuțelor de dinți, așa, și apoi am rămas până de dimineață la 7 și în total, cred că 15 ore a fost. Cum v-ați simțit când ați ieșit de acolo? Ați votat prima? Mă scuzați? Ați votat prima din ce da. Știu. Cum v-ați simțit când ați ieșit de acolo după acest vot? A fost emoționant și a fost emoționant pentru că, cum să zic, a fost toată supărarea de dinainte și... Ce anume v-a supărat atât de tare să stați atât de mult la rând pentru vot? Pentru mine m-a supărat foarte tare felul în care s-a abordat Constituția în primul rând, fiindcă dacă nu mă înșel, Constituția ar trebui să ne garanteze că putem vota, iar dacă nici măcar prin Constituție nu se mai poate garanta, am ajuns în situația în care trebuie singur să ne purtăm cumva de grijă, în situația în care ne simțim ca și tineri și nu numai abandonați de stat și de drept și da, și că trebuie să avem grijă ca vocile noastre să fie auzite. A fost un mod eficient de mobilizare, așa cum reiese din ceea ce am văzut și pe rețelele de socializare. Domnule Marc Bucuci, vă rog. Eu vreau în primul rând să-i mulțumesc Mamirei pentru ceea ce a făcut pentru noi, cei de acasă, care am votat confortabil și după aceea ne-am băut cafeaua. Vreau să-i mulțumesc și vreau să o întreb. De ce a izbucnit în plâns atunci când a ieșit din secția de votare? Da, mulțumesc. Și să vă mulțumim și tuturor celor care au stat ore întregi în fața cozilor, nu doar mie. Mă repet doar, a fost acea supărare și acea indignare față de felul în care, cum să zic, guvernul și-a bătut joc de noi, ca să spun așa. Asta a fost. Eu vreau să mai întreb un lucru. Cum s-a întâmplat la München la sfârșitul orelor de votare, atunci când jandarmii au trebuit să, sau poliția locală, polițiștii germani, au trebuit să închidă secția de vot. Am văzut ce s-a întâmplat în Torino, în Paris, s-a ajuns la îmbrânceli, la gaze lacrimogene. Ce s-a întâmplat la München? Da, nu s-a întâmplat nici pe departe așa ceva la München. Poliția a ținut totul în frâu, deși nu a fost nimic să fie ținut în frâu. Lumea a fost pașnică, s-a scantat, dar a fost totul pașnic și după ce s-a închis oficial secția de vot, atunci poliția a încercat cu încetul, deci chiar destul de încet, să îndepărteze lumea de pe trotuar până când oamenii până la urmă au mers acasă. Deci nu a fost nimic în felul în care s-au petrecut lucrurile la Torino sau în alte locuri. Mamira Jule, mulțumim foarte mult pentru aceste detalii, pentru povestea votului periuțelor de dinți de la München, care s-a extins, spuneam. Vreau să mai fac o mențiune. Domnul Mirel Palada, un vârf al sociologiei românești, între ghilimele, un membru al celor care știu cum stau lucrurile în România, a luat în râs acțiunea doamnei Mamira,
și a spus că pot să vină cât ori veni cu pereuțele, deci nu se va întâmpla nimic. E, uite că Dita Mai, personajul foarte influent și foarte important, a fost înfrânt de o tânără din România care și-a apărat dreptul la vot cu pereuța de dinți. Și simbolul acesta al unui lucru fragil, domestic, cu care ieși la bătălie cu un gigant, eu cred că va rămâne în cele din urmă și încă o dată îi mulțumesc ei și celor care, cum să spun, ne-au apărat, inclusiv dreptul nostru, celor care am putut vota aici într-o manieră confortabilă. Eu aș fi vrut să fiu acolo la performance-ul făcut de Mamira, dar nu am apucat să plec la timp. Da, așezat la rând, mult mai un rând care ține mai mult de o noapte, după amiază și o noapte, pentru ca dimineața să voteze prima. Vreau să mai ne întreb un lucru. Bun, e clar că și la Partidul Social Democrat existau strategi, oameni care știau ce înseamnă internetul și așa mai departe. Își făcuseră un cu totul alt plan, nu doriseră să utilizeze acest mediu și au mers doar pe această zonă cu publicul clar, tradițional, în vârstă, pensii și așa mai departe. Ei au utilizat internetul și media. Doar nu au încercat să o falsifice, au avut postaci și așa mai departe, au încercat să controleze lucrurile. Ce nu au estimat ei? Ei nu au estimat această ieșire la vot a unei categorii de tineri care nu a ieșit până acum. Iar ei nu au avut mesajul total opus. Deci, ei și-au încurajat candidatul să fie șmecher, să fie foarte agresiv, să mintă cu nerușinare, dar să fie sigur pe el. Și dintr-o dată ne-am trezit că s-au trezit că au apărut la vot acești tineri care până atunci nu fusese reprezenți și care s-au simțit agresați de bădărănia, de șmecheria candidatului pe care l-a avut Partidul Social Democrat și au optat pentru o formă mai rezonabilă de manifestare, cea a domnului Iohannis, care a fost calm, politicos, civilizat. Să vedem cum a fost la Viena. Raluca Știrbăț, pianistă din Iași, a fost la Viena la vot. Intrăm în dialog prin intermediul Skype. Bună seara! Bună seara! Bună seara! În primul rând aș vrea să ne povestiți pe scurt cum a fost din punctul dumneavoastră de vedere ceea ce ați observat dumneavoastră practic la Viena, la vot, ziua de duminică. Am să vă spun două vorbe și despre primul tur, dacă îmi permiteți. Sigur. Cu atât mai bine, facem o comparație. Tocmai, la mine a fost o zi foarte, foarte grea în acea duminică, 2 noiembrie, pentru că am avut un concert dimineața și am avut un concert seara. Și n-am putut să mă duc la vot decât la ora 3. Nu mi-am putut imagina că n-o să apuc până la ora 7 la care ar fi trebuit să plec să votez. Am reușit să votez, dar cum? Deci am fost practic lăsată de oamenii de la coadă care au fost extraordinar de drăguși și de înțelegători. Unii m-au recunoscut, în fine, și am înjumătățit practic coada. Cei care au venit însă odată cu mine la ora 3... Nu au mai putut să voteze, deci au fost în fața ușilor la ora 9, când situația a escaladat, a fost chemată poliția austriacă și așa mai departe. Sigur că asta ne-a revoltat foarte, foarte tare și... V-a făcut să vă mobilizați pentru... Sigur, nu numai, este un drept fundamental și asta în momentul în care simți că ești privat sau se dorește să nu mai poți să ți le exerciți, lucrurile se agravează. Și duminica am fost de dimineață acolo, am stat între ghilimele doar 5 ore în frig. La Viena, din fericire, toți oamenii, din câte am înțeles, au apucat să voteze. Sigur că nu a fost atât de mulți ca în alte părți. Trebuie să spun că personalul ambasadei s-a mobilizat extraordinar și și-au dat silința, am văzut bunăvoință din partea dumnealor. Au fost 7 urne, au fost 7 ștampile, eu cred că am votat, deci votul propriu-zis a votat poate 30 de secunde. A mers cât de repede putea să meargă, nici nu vreau să mă gândesc și la cei oameni care au stat de dimineață de la 7 până la 9 la o masă scriind acele formulare, deci îngrozitor. Problema care se putea rezolva
foarte simplu, trebuiau deschise cel puțin una, două secții de votare în plus și atunci ar fi fost mult mai frumos și mai civilizat pentru toată lumea. Din fericire, repet, la noi nu s-a întâmplat ceea ce am văzut la Paris, la Torino sau la München, da. Credeți? Dar a fost oricum extrem, extrem de umilitor, pentru că nu poți să spui că a fost bine, că am votat în 5 ore, de stat în frig. Chiar aș dori să remarc, vis-a-fi de toate jignirile la care suntem, am fost și suntem supuși, văd că ele nu încetează, de la cele mai drăguțe, gen puștii și puștoacele de pe Facebook, sau marțienii, sau și alte epitete. N-am văzut, cum spunea și colega mea de la Stațofă Mezzosoprana, Aura Tarovska, zice, domnule, e o coadă extraordinar de pestriță. Pestriță în ce sens? Erau sigur media de vârstă poate undeva între 35-50 de ani, dar erau tot felul de oameni. Erau artiști, intelectuali, muzicieni, cântăreți de la operă, plasatoarea de la operă. Erau simpli, între ghilimele spun simpli, muncitori, oameni care își câștigă pâinea din greu și cinstit în Austria, plecați din satele Moldovei sau din Suceava până în satul mare. Erau tot felul de oameni. Și cred că ceea ce s-a întâmplat în 16 noiembrie este un semnal foarte, foarte serios dat clasei politice, pentru că atât perdanții, cât mai ales învingătorii, trebuie să înțeleagă că lucrurile nu mai merg așa cum au mers până acum, că avem de-a face cu o altă generație și cu totul alt mod de a gândi. Și am văzut azi ceva încercări de tergiversări ale rezolvarea acestei situații cu votul electronic și votul prin corespondență, deci nu. Se propunea ceva de peste 5 ani. Lucrul ăsta trebuie rezolvat cât de repede. Raluca Știrbăț, dacă ați făcut această comparație cu turul întâi și turul al doilea, ați pomenit de necesitatea de a fi suplimentate secții, da. Numărul secțiilor de votare de a fi suplimentat. Credeți că dacă era un număr mai mare pentru turul al doilea, încă o secție sau două, nu mai exista aceeași mobilizare? Ba nu, mobilizarea ar fi existat cu siguranță. Deci mobilizarea a existat încă de la primul tur. Deci coada a fost în Viena la fel de mare și la primul tur. Asta eu pot să spun ce s-a întâmplat acolo. Și în turul 2 au votat mult mai mulți, pentru că a fost poate un număr parțial, a fost un număr mai mare de urne și de ștampile. Și în felul ăsta fizic au putut să voteze mai mulți oameni, dar mobilizarea a fost foarte mare și încă de la primul tur. Marc Bucuci, vă rog. Aș întreba-o pe doamna Raluca Știrbăț următorul lucru. Credeți că demisia, simpla demisia domnului Meleșcanu, rezolvă problema umilinței românilor care au fost expuși gazelor lacrimogene în moment ce încercau să-și exercite un drept constituțional? Sau credeți că ar fi oportun să fie inițiată o anchetă la nivel guvernamental să vedem dacă nu cumva a existat premeditare? O asemenea demisie nu rezolvă absolut nimic, deci mă gândeam chiar la o femeie care a fost, am văzut imagini cu o femeie care a fost lovită cu bastonul de jandarm și care spunea că i-a pocnit ceva în ureche. La Roma, da. Exact, la oameni care au fost călcați în picioare, care au probleme acum cu căile respiratorii din cauza acelor gaze lacrimogene. Deci nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că eu n-am fost în această situație, dar astea sunt lucruri extrem de grave și penale, lucruri inacceptabile într-o țară europeană în anul 2014. Toți străinii se uitau de la ironie până la priviri disperate de neînțelegere cum este posibil așa ceva și cum statul român nu poate să rezolve un lucru care în alte țări nu este o problemă, deci nu este nici măcar, nu se discută. Sigur că cineva trebuie să răspundă, numai că nu știu cine. Probabil că lucrurile la noi, sper să se schimbe ceva. Repet, e un semnal și cei de la putere trebuie să înțeleagă că nu mai merge cum a mers. Raluca Știrbăț, mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru toate aceste detalii legate de mobilizare. Deci până la urmă, așa cum reiese din aceste povești,
Nu a fost doar simplu fapt că în turul întâi au fost câteva sute mii de români care nu au reușit să voteze și atunci s-au enervat și ce e mult mai mult. Sunt câteva valori. E suplimentar, nu e doar dreptul la vot. E, până la urmă, și ce spuneați dumneavoastră, un mod de a face politică, așa cum ne spunea și Lucian Ionel, așa cum ne spune și Raluca Știrbăți. E lucru care poate da durată, nu acestei modalități. Da, de a... există și alte componente care au fost în joc. Stat de drept. Foarte mulți români legătura cu corupția. Faptul că în mare măsură corupția sărăcește. Ea nu este cauzată de sărăcie, ci ea sărăcește. A existat în România ofensivă mediatică pe problematica aceasta a statului de drept, la modul serios, din partea ONG-urilor și așa mai departe. Ce ar mai fi? Foarte mulți români au resimțit, unii s-au bucurat, alții s-au întristat, au resimțit o anumită ezitare a actualului guvern în ceea ce privește orientarea noastră euroatlantică. Au fost gesturi sfidătoare din partea actualului guvern în ceea ce privește partenerii noștri europeni și partenerii noștri americani. Suntem atât de atenți noi ca noi românii, suntem atât de atenți la aceste unii gesturi sunt, simbolice? Unii dintre noi exemplu, sunt atenți. Steagul Chinei, steagul Uniunii Europene înlăturat și pus steagul Chinei atunci când a venit. Și aceea a fost o situație foarte delicată pentru că tocmai în acel moment, apropo de situația cu steagul Chinei în Parlamentul României. Exact, când a venit tocmai în acel chinezi. Moment bombardierile americane au început să patruleze deasupra unei zone maritime cu o insulă unde China emitea pretenții teritoriale în raport cu Japonia. Deci exact în momentul ăla Statele Unite aveau un fel de litigiu și au scos bombardierile la patrulat. Iar partenerii noștri. Partenerii noștri. Când a venit doamna Victoria Nuland în România, domnul Ponta s-a ascuns. Au fost gesturi care pentru unii români au contat. Au contat și în cele din urmă românii au spus nu mai vrem atitudini duplicitare, dacă suntem aliați cu cineva, mergem cu acele persoane, nu punem în joc tot felul de șmecherii de genul acesta. Ne întoarcem aici, vorbim acum cu Luminița Sandu din Paris prin telefon. Bună seara! Bună seara! Am dorit să aflăm cum ați văzut dumneavoastră de acolo ziua de duminică, 16 noiembrie. Ce ați văzut? Ce v-a impresionat? De ce v-ați mobilizat atât de mulți? Aș vrea totuși să urmăresc emisiunea pe internet. Am văzut și intervențiile celorlalți. Vreau să spun că în primul tur am ajuns la ora 11 și am putut să votez abia după 2 ore și jumătate, iar când am ieșit de la vot, coada se triplase. Așa că înțeleg foarte bine pe cei care au ajuns, care au stat 5-6 ore și nu au putut să voteze. În al doilea tur ne-am mobilizat împreună cu câțiva prieteni să mergem mai devreme, mai de dimineață, și la ora 9 am găsit o coadă de mai bine de un kilometru. La coadă erau oameni... La 9 dimineață, sigur. La 9 dimineață. Eu am putut să votez de-abia la ora 19, deci am stat 10 ore în ploaie, în frig, ca să votăm. Ceea ce a fost impresionant este că la coadă erau oameni care nu veniseră în primul tur, dar care erau scandalizați de faptul că le-a fost interzisă votarea celor care au stat în ploaie. Acest lucru voiam să vă întreb. Ce ați făcut timp de 10 ore? Ce vorbeau ceilalți? Care erau Am fost tot subiectele. Timpul conectați. Am fost tot timpul conectați pe rețelele sociale, pe site-urile jurnalelor din țară și eram totuși scandalizați când doamna Firea ne spunea că sunt secții goale prin Londra. Am fost de-a dreptul scandalizați că domnul Meleșcanu ne-a trimis la muzeu, la muzeul Art Nouveau de la Nancy. Și cred că lucrurile astea ne-au făcut să stăm totuși până la capăt, pentru că e foarte greu să stai 10 ore în picioare după o săptămână în care ai lucrat, nu știu, 35 de ore sau... E foarte greu și chestia asta ne-a mobilizat, vedeam și sondajele preliminare. Și toate informațiile astea se propagau în coadă, în coada la care stăteam.
am întâlnit oameni extraordinari, muncitori, nu știu, care nu numai tineri, erau... Toate vârstele, erau toate profesiile? Toate vârstele, toate profesiile, foarte mult bun simț. S-a scandat foarte mult la Paris. Ultimele ore au fost insuportabile pentru că a început să plouă foarte tare. Lumea la un moment dat era îmbulzită într-o singură stradă care nu era prea bine organizată. A fost demențial, dar cred că singura chestie care ne-a ținut în ploaie au fost intervențiile în presă și toate mojiciile care la adresa noastră a celor din diaspora. Pentru că mi se pare de-a dreptul scandalos că domnul Meleșcanu, care a fost de față la ceea ce, la coada imensă care era în Paris încă de dimineață, să ne trimită la Nancy, care este foarte departe, nici nu se punea problema. Domnule Marc Bucuci, dacă... Da, am o întrebare pentru doamna Sandu. Da. Ce credeți că s-a schimbat în România de vreme ce atât de mulți oameni au ieșit la vot? Care este înțelesul și care este semnificația ultimelor alegeri? Cred că tineretul a fost mai ales scos la urne de un vot contra domnului Ponta. Cred că nu am suportat toate minciunile, plagiatul mai ales. Majoritatea tinerilor sunt studenți, știu ce înseamnă cercetarea. În fine, cred că a fost un vot anti-minciună, anti-șmecherie, anti-descurcăreală. Și pe de altă parte, cred că și cei din generația mai în vârstă, generația părinților mei, au fost mobilizați tocmai de bunul simț care s-a transmis din partea domnului Iohannis. Cred că, sau cel puțin familia mea a trecut peste... a trecut peste ideea că pensiile vor fi micșorate sau că viitorul lor le va fi pus în pericol și au votat pentru generația următoare, generația bunului simț, generația anticorupție. Și în fine, m-am bucurat atât de mult pentru că foștii mei colegi din țară mi-au trimis mesaje, mi-au scris că trebuie neapărat să mă duc la vot, m-au felicitat că am rezistat până la capăt. Mi s-a părut extraordinar. Oameni cu care n-am mai vorbit de câțiva ani. Luminița Sandu din Paris, mulțumim foarte mult pentru intervenție, pentru aceste detalii. Și pentru efortul de a vota. Și pentru efortul de a vota, foarte important și în primul tur și în al doilea mergem, sau nu mergem nicăieri, dar vorbim cu cineva din Canada, Claudiu Tipuriță. Bună seara! Bună seara! Același lucru aș dori să vă întreb. Din Canada am avut mai puține imagini, cel puțin, în legătură cu ziua de 16 noiembrie și cum s-a stat la vot. Care este impresia dumneavoastră? Care a fost experiența dumneavoastră în acea zi? Comparativ cu ce s-a întâmplat în Europa, în Canada atmosfera a fost mult mai calmă. Prezența la vot, chiar și în turul 2, nu a fost extraordinară, dar a fost... cred de 3-4 ori mai mare decât în turul 1. Ziua a fost normală, lumea a ieșit la vot. Au fost oameni care, Canada nu este o țară foarte mică, au fost oameni care și-ar fi, de care să fi auzit dumneavoastră, care și-ar fi dorit să vină la vot și care nu au ajuns din cauza distanțelor foarte mari sau care să reclame, nu știu, da, numărul mic de secții de votare? Da. Sigur că da. În toată Canada au fost numai 4 secții de votare. Noi suntem răspândiți pe o dimensiune de aproape 7.000 de kilometri pe toată granița cu Statele Unite. Deci, pentru asemenea suprafață, numai 4 secții de votare este extrem de puțin. Și dacă nu greșesc, sunt 400.000, aproximativ 400.000 români în Canada. Exact. Exact, aveți dreptate.
Bun, atunci care au fost impresiile dumneavoastră și ale concetățenilor, din probabil prietenii dumneavoastră români, despre ceea ce ați văzut în acea zi? Da, comparativ cu turul întâi, eu mă așteptam să nu fie prea multă lume la vot, dar când am ajuns la ora 9 la vot, deja am fost impresionat de numărul mare de votanți și mi-am zis că, ia uite, treaba devine foarte serioasă. Lumea se minuna privind în dreapta și în stânga și tot timpul priveam afară pe fereastră să vedem cât de lungă devine coada, pentru că ritmul era destul de încet. Coada a devenit într-adevăr mare, în așa fel încât la sfârșitul zilei mulți dintre cei prezenți nu au mai putut să voteze. Din ce am observat eu, când am intrat la vot, am numărat numai 6 tușiere în loc de 7, numai 5 persoane care făceau oficiile de scribi în loc de 7, cum ar fi trebuit. Bineînțeles, am avut în holul clădirii ajutorul câtorva persoane, ajutorul privind completarea acelor formulare, dar ritmul a fost destul de lent. Spre sfârșitul zilei, ce știu din auzite, este că deja noi știam rezultatul din România, iar oamenii nu au mai rămas. Avantajul diferenței de fus orar. Exact. Vreau să vă mai întreb un singur lucru. De ce credeți că a fost această mobilizare de data aceasta la vot? De ce nu au fost și la celelalte? Pentru că se preconiza că prezența la vot s-ar putea să se învârtă undeva la 50%. În turul al doilea a fost 64%. Au fost 64% dintre români. Cred că este un element foarte simplu și de bun simț. Am fost foarte umiliți. Am fost umiliți pentru că părinții noștri au fost umiliți în țară prin tot felul de politici, de pomeni și așa mai departe. Strategii păguboase ale actualului guvern și în momentul în care li s-a dat arama pe față, am văzut ce însemnăm noi. Noi suntem simple obiecte pentru guvernanții noștri. Deci răspunsul este simplu, ne-au umilit și o trebuie să le plătim. Și pe viitor să nu mai îndrăznească să ne umilească, pentru că am învățat să ne mobilizăm și vorba domnului Bucuci, ne e foame într-adevăr de vot. Ne poftă. O poftă de corectitudine și de bun simț. Mulțumim foarte mult, Claudiu Tipuriță, din Canada, prin telefon am luat o opinie și de acolo impresie despre cum a decurs ziua votului. Dacă eu aș fi invitat și m-ați întrebat, cred că aș spune că s-au adunat mai multe lucruri care până acum păreau că nu contează sau chiar nu dădeau impresia că, de exemplu, plagiatul. Au fost foarte multe opinii în spațiul public care spuneau că plagiatul nu are impact major la vot și s-a văzut, de exemplu, la votul alegerilor parlamentare din 2012. Dar acum, ascultând opiniile, toate parcă s-au adunat și se traduc, așa cum ne-a spus și Claudiu Tipuriță, în umilință. A fost ca o judecată de apoi, dar, repet, era nevoie să apară un element de contrast care să facă posibilă conștientizarea acestor măgării. Dacă Iohannis era tot un șmecher, un om nepoliticos, eu cred că atunci oamenii nu aveau un element de contrast necesar ca să discearnă între și spuneau că sunt două rele de același tip și mai bine nu mă duc, pentru că am de ales ca între ciumă și cancer. Dar de data asta elementul de contrast a fost important. Îmi cer scuze, vă întrerup, vom trage concluzia imediat, mai avem puțin timp la dispoziție și intrăm în dialog și cu Silviu Cârlingeanu din Bacău, observator la aceste alegeri. Iată și cineva din, vorbim cu cineva care a fost în țară. Bună seara! Bună seara! Sunt Silviu Cârligeanu, dar nu este asta o problemă. Silviu Cârligeanu, sigur, vă rog. Okay. Care a fost experiența dumneavoastră ca observator la aceste alegeri? Duminică am fost observator voluntar din partea Asociației Eurocivic în sat Coman, Comuna Sândulen, din județul Bacău. La ora 9 și ceva dimineața au început să apară microbuze care aduceau oameni din alt sat, din Bârzulești. Am înregistrat, am filmat, am făcut fotografii, am intrat în secție, m-am dus la președintele de comisie și am prezentat, i-am spus ce se întâmplă, am cerut să depun o sesizare. În timp ce o scriam, a apărut domnul primar acolo.
care m-a rugat să renunț, să nu mai depun nicio sesizare, cu garanția că nu o să mai circule niciun microbus toată ziua. Bineînțeles, i-am spus că nu o să mai depun, după care am lăsat-o președintele de comisie, i-am cerut număr de înregistrare, bineînțeles că nu am primit. La încă 15-20 de minute a apărut iarăși domnul primar, care mă căuta pe holurile școlii și mă întreba în continuu de ce am mai depus-o, că nu ne-am stabilit odată. Bineînțeles, i-am spus că nu vreau să discut cu dânsul, am intrat iar în sala de vot, a plecat. Între timp a apărut o plângere pe numele meu, cum că eu aș convinge oamenii care vin la vot, aș sta la intrare și aș convinge să voteze cu un anume candidat, lucru total fals. Dar asta a fost prima intimidare dintr-o zi foarte, foarte lungă. Apoi au început numai telefoane, eram urmărit la orice colț, când mă duceam la toaletă și așa mai departe. A venit pentru a treia oară domnul primar, de această dată ceva mai hotărât. M-a jignit, m-a făcut nesimțit, impertinent și așa mai departe. A plecat într-un final, a apărut urna mobilă, a plecat un membru al comisiei cu doi polițiști cu urna mobilă în sat. Când s-au întors, i-am surprins la masa comisiei acolo când completau niște declarații. Nu am apucat să văd exact ce declarații, erau câte trei pe o pagină a patru. În acel moment președintele de comisie a țipat la mine și m-a alungat pe un scaun, mi-a arătat o carte cu un articol de lege care spunea că eu ca observator trebuie să stau într-un spațiu definit de acesta. Adică undeva separat să nu vă amestecați în... Exact. Cine v-a ajutat? Mai exact cu? În acea zi, ați primit vreun ajutor, v-a ajutat cineva să... Da, faceți până la capăt. Singurul ajutor a fost din presă, am postat pe pagina mea de Facebook. Erau oameni care citeau acolo, postam, făceam update-uri la 20-30 de minute. Oamenii au început să sune în presă, să trimită mail-uri și după o zi lungă au încetat presiunile. Dar asta nu e singurul lucru care l-am surprins acolo. S-au votat câte două persoane în cabină, bineînțeles votau o singură persoană, cealaltă doar vedea cu cine votați respectivul. Am insistat și acest lucru președintele de comisie, am spus că nu este în regulă, dânsul mi-a spus că nu știu legea, am sunat la biroul electoral județean, dânsii mi-au spus că nu au voie persoanele care nu știu carte, nu există așa ceva, iar persoanele care nu văd trebuie să ateste cu o adeverință medicală. Am ieșit din sală, am sunat iarăși la 112, între timp a venit o doamnă membra comisiei și mi-a spus că din cauza mea anumite persoane n-au mai putut să voteze, că eu am obstrucționat dreptul oamenilor la vot și așa mai departe. Deci, în continuare, încercau să mă intimideze, să mă sperie și să mă vadă plecat de acolo. Colegii de la Digi24 au ajuns la dumneavoastră. Da. Dânsii au intrat chiar, știu că au intrat în secția de vot. Dacă nu mă înșel, sunt singurii care au ajuns la dumneavoastră. Da. Au mai venit doi băieți de la un ziar din Bacău, dar domnii de la Digi24 m-au ajutat foarte mult. Au intrat chiar în curtea școlii, până și în secția de votare. L-au întrebat pe domnul președinte, le-au pus diverse întrebări. Abia atunci au început să mă las în pace. A fost și un scurt interviu cu acesta, nu știu dacă a mai fost difuzat. Silviu Crăligianu, mulțumim foarte mult pentru această imagine detaliată a modului în care au loc alegerile în unele din secțiile de votare din România. O scurtă concluzie, Marc Bucuci, suntem aproape de final. Foarte important în aceste alegeri au fost acești eroi tăcuți. Cei care au votat în diaspora au stat la cozi infernale. Eu am întâlnit chiar și oameni fericiți care spuneau, un prieten de-al meu din Olanda care spunea că era foarte fericit că el a stat doar două ore la el, a fost bine, a stat doar două ore la coadă, și cei care au fost observatori. Eu să mai menționez, noi trebuie să terminăm odată cu aceste lucruri, să organizăm odată și noi bine alegerile, în așa fel încât să nu se mai fure, să nu mai existe suspiciuni. Cazul, le recomand celor care urmăresc postul dumneavoastră de televiziune și această emisiune să vadă ce s-a întâmplat la Colonești. Votești la Colonești, să caute pe internet, să găsească relatarea unui observator, un alt voluntar care s-a dus pe banii lui acolo, pur și simplu este meca fraudării electorale, așa e supranumit, poreclit Coloneștiu. Acolo, în momentul în care s-au terminat
s-a terminat procesul electoral, o parte a biroului electoral la secției de votare a luat sacii cu voturi, au pus în BMW-ul primarului și au fugit cu voturile, la două secții s-a întâmplat, și au fugit cu ele la primărie. Ceilalți membri de la alt partid au sunat la 112 și în cele din urmă au venit forțele speciale ale poliției, au spart ușa primăriei și au recuperat voturile. Vă dați seama ce se poate întâmpla în anul 2014. Dacă nu era acel observatoriu, nu știu dacă poliția ar fi luat în seamă sesizare pe care făcea o parte a membrilor biroului electoral la secției de votare. Deci vine unul, primarul, și fură, ia sacii cu voturi și duce el la primărie, ia din secția de votare și duce la primărie că știe el să numere mai bine. Este cumplit, iar observatorii au sarcină foarte ingrată. Ați văzut ce proceduri au pentru a intimida. Tu trebuie să, legea spune, și într-adevăr este o problemă aici, ar trebui modificat și cadrul legislativ pe observare. Nu spune mie președintele secției de votare unde să stau, adică îmi face un țarc și eu nu văd, nu văd. Treaba mea este să văd, să monitorizez. Nu am o procedură prin care o sezez și dacă fac o sezare, după aia nimeni nu mai ia în seamă. Ori, oamenii ăștia, chiar pe Facebook povestea, că eu am monitorizat și pe Facebook iarăși, am monitorizat ceea ce spune, ce a spus mărturiile rețelei de observatori, a fost una din cele mai stresante zile din viața lor. Să citiți relatările cu Coloneștiul, această meca a fraudării electorale, o comună din județul Olt. Trebuie văzut și noi trebuie să facem ceva, să nu se mai întâmple acest lucru. Să câștige oricare partid, dar numai să câștige corect. Și acolo, culmea, primarul acela, Nicolae Stan, poreclit și bulă, și menționez această poreclă pentru că el însuși și-a pus-o pe afișul când a candidat pentru parlamentare, a trecut pe la toate partidele. El trece pe la toate partidele, deci numai este transpartinic, dar el controlează acolo votul cum vrea el. Cum vrea el. Și s-a comportat, dacă o să citiți, o să vă îngroziți să vedeți cum au fost jigniți. De fapt, acum primar este fiul său, așa că acolo este o colonie în care conducătorul este dumnealui. Să vedeți, să citiți relatările și să vedeți ce limbaj a avut acel om în raport cu observatorul, deci nesimțit, cum mi s-a mai spus colegului Silviu, astea erau formule, erau complimente. Să vedeți ce limbaj a avut domnul Nicolae Stan. Figura aceasta observatorului, care este una tăcută și nu prea apare în spațiul public, trebuie luată foarte în serios chiar și la nivel legislativ și făcut o modificare în așa fel încât acești oameni să nu mai suporte ceea ce au suportat la aceste alegeri în anumite zone ale țării. Asta este una, și pe de altă parte, dacă e să fim la atenți la eroii tăcuți care ne-au ajutat și într-un fel au schimbat traseul, au făcut România să iasă de pe contrasens și să meargă pe sens, pe sensul cuvenit ei, trebuie să fim atenți la votul electronic și la votul prin corespondență. Da. Să nu mai fie umiliți. Ar trebui să fie în continuare. Și nu peste 5 ani. Urgent. Suntem la final. Se întâmplă aceste lucruri. În străinătate s-a încercat blocarea, în interior s-a încercat controlarea. Controlarea și multiplicarea, că au votat iarăși pe listele suplimentare, au fost prezență la vot de 460% în anumite fără a generaliza, dar cel puțin în mediul rural lucrurile... În anumite localități. Dacă într-o localitate s-a întâmplat așa ceva, este grav. Am ajuns la final. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașiului într-o discuție despre internet și campania electorală tocmai încheiată, alegerile prezidențiale. Adresa de e-mail a emisiunii noastre este vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem la Vocile Iașiului mâine seară. Acum vă urez seară liniștită.